Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou clip cu Reacționează la ceva. Ei bine, de data asta o să începem un pic diferit față de celelalte clipuri. De ce? Pentru că avem deșeruit o veste importantă și bună. A zice, eu cred că e bună. Băi, fraților, treaba asta în felul următor. Ideea e că mi s-au actualizat ultimele două clipuri ca și analitic. Ce înseamnă asta e că am putut să verific dacă s-au făcut ceva subscriber pe clipurile respective. Și, ce crezi, cumva am făcut ceva subscriber mai mult decât mă așteptam. Și o să șeruiesc cu voi exact numărul de subscriberi. 50 de subscriberi, bine, 50 și ceva de subscriberi, de fapt, făcuți, în ultimele două clipuri. Ceea ce înseamnă că, cumva, mă pune pe mine pe gânduri. De ce? Sunt mai multe variante. Am stat, am analizat, am făcut eu acolo bam bam grafic cu tot ce se poate întâmpla sau tot ce s-a întâmplat. 1. Share-urile pe care le-ați dat voi în prima zi când am anunțat că avem problema cu Shadow Ban-ul pot fi un motiv pentru care oamenii au venit și au dat un subscribe, pentru că știu că câțiva băieți au dat share într-o comunitate destul de mare și mă gândesc că poate au venit oameni și de acolo. Însă, nu știu exact dacă ăsta este motivul. 2. La mână. Mai poate fi și vorba de mila oamenilor la propriu. Știu că sună ciudat, dar poate că sunt unii oameni care au dat subscribe doar din milă pentru că au auzit de la alții, bă, uite ce a pățit băiatul ăsta, nu știu ce la ăla, și poate au venit pur și simplu pe milă. Și 3. Poate, cred, sper să fie ăsta motivul, să existe shadow ban doar pe parte de live-uri și să nu existe shadow ban și pe parte de clipuri. Ceea ce m-ar face super, 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 super fericit. De ce? Pentru că în felul ăla aș putea să comunic cu oamenii noi pe care cumva nu pot să-i abordez atunci când sunt live, dar uite, o pot face aici, de exemplu, pot să le spun că în fiecare seară de la ora 22 suntem live, așa că dacă vreți să vă distrați alături de mine și să vedeți niște gameplay cu League of Legends, CSGO, mai nou ne jucăm Super People, este un joc nou, și multe alte jocuri, Crab Game, jocuri de comunitate, facem reacturi pe YouTube, orice altceva, nu trebuie decât să știți că în fiecare seară de la ora 22 suntem live și ne distrăm împreună și vă aștept acolo alături de niște oameni super minunați, cei care deja fac parte din comunitate și care sunt super activi la mine pe live. Mă rog, trecând peste aceste aspecte, cred eu că este o veste minunată, însă o să fac din nou apel la voi că cu siguranță dacă au venit acești subscriber, au venit și pentru simplu fapt sau poate să fi venit și prin simplu fapt că voi ați fost super activ și v-ați unit în acele comentarii și poate cumva au urcat și drept am făcut un pic mai multe vizualizări decât făceam în ultima perioadă la clipuri și poate că ăsta este un alt motiv pentru care noi am, să zic, crescut în numărul acela de subscriber, așa că dacă vreți în continuare să fiți alături de mine, cei care deja aveți subscriber și faceți parte din comunitate și sunteți seara de seara alături de mine, nu uitați să lăsați un comentariu acolo, de exemplu puteți să-mi spuneți cu ce vreți să vedeți următorul clip sau nu știu, orice altceva, sau puteți să share-uiți bucuria asta cu mine și să-mi spuneți, hei Cheta, ne bucurăm sau nu ne bucurăm sau ce trist, ce fericire. Mă rog, eu zic să nu mai pierdem timpul, să facem totuși și clipul, o să fie un pic mai lung ăsta, dar haideți să facem și clipul, astăzi o să facem react la Anibot, cred eu că o să rămân surprins, nu mă aștept să fie wow Anibot, dar haideți să urmărim împreună, să ne distrăm împreună. Anibot, repet, nu cred că o să fie neapărat wow, pentru că Anibot nu este neapărat cel mai skill champ, însă mă aștept să văd niște damage mult dată din partea acestui campion, pentru că e un campion care are bărză de damage, dacă își prinde tot combo-ul, cred că poate să bată, de exemplu, orice AD carry. Am vrut să zic de ce a dat ultimata aia, dar creier! Și a dat ultimata fără să fie nevoit să intre el în turn și a trimis ursulețul să-și facă treaba și el a stat în spate aici bine de tot cu ultimata acolo, nimerește două persoane. Easy triple. Scapă? Nu, n-a scăpat. Bă, dar a făcut quadra, easy quadra pentru el. Dacă nu-l văd aici. A, bun, ok, vine cu teleportul. Oule, ce a scăpat acolo soraca. Nu avea chiar așa mult damage. Mă uit la scor, scorul 3-7. Știți că de fiecare dată când fac un react mă uit să văd și scorurile, să văd exact cum au jucat, pentru că dacă îmi dai doar o fază bună o poate face oricine. Frumos aici, triple kill, quadra kill și cred că e penta. Stare curios în ce divizie juca aici, că e și ora mi s-a părut că a stat mai mult pe loc, neapărat că a fost substan, dar mi-a plăcut asta. I-a văzut când au intrat în... ce frumos aici, ce ultimată pe 4 persoane, puai de mine. 10-0 aici, jos pălăria, farm perfect, e ce trebuie. 4-1-5 aici. Și uite ce vă ziceam de ideea aia de a da burst unui AD carry.
E genul de campion pe care dacă îl vezi în jurul tău când joci de carry, fugi. Adică fugi. Mă, ce fac ăștia aici? I-au lăsat un kill, a zis și el. A, uite că scrie Division în stânga. Rank Master 95 de LP-uri, Grand Master Gold, ok, bun, bun, bun. Nu e rău, nu e rău. Interesant, n-am văzut-o. Să-mi pun ochelari. E de la vârstă, 19 ani. N-am apucat să văd faza asta. O să dau înapoi încă o dată, vă rog, că am văzut, cred că am văzut acolo ultimată, destul de ciudată dată din partea lui. Din nou, ultimată pe care o aruncă fără să nimerească pe nimeni. Se folosește de ursuleț ca să dea de meșii drept. Dar cred că ar fi putut să dea ultimata aia și pe ei. Poate s-a gândit că se bagă într-o poziție greșită, dar deja a ajuns într-o poziție greșită. Și cumva, da, mă rog, nu știu, el știe mai bine. Până acum nu pare să ne dezamăgească, știe ce face. Flash aici la predict, poate pentru Shen, să nu fi dat Shen taunt-ul. Adică blitzul ăla l-a tras direct în death sentence, cum ar veni. Bă, interesant, nu joacă rău băiatul. Campion de poate o să-l joc și eu pe live, că uite, am tot început să mă joc pe mid. Și nu e un campion chiar atât de greu, a zice. Uite, Annie ar fi un campion pe care l-aș recomanda celor care s-apucă recent de LOL și să zicem că cumva... Uai, ce predict a dat trash-ul ăla, nu-mi pasă ce a făcut Annie aici, dar ce predict, Doamne! Sau de fapt, nu știu dacă predictul lui, cât tumble-ul lui Vayne, dar oricum, frumos acolo din partea lui trash. Un thumbs up pentru el. Uite, aici era Grandmaster 599 de LP-uri și avea goal 770 de LP-uri. Avea 5-3 în ziua respectivă, interesant. Wow, frumos acolo cu protobeltul. Interesant, uite, astea îmi plac. Chiar dacă cu protobeltul ăla poate ai fi putut să joci orice alt campion să faci chestia asta. Bună ultimată. Da, vă spuneam, e genul de campion pe care l-aș recomanda cuiva care se apucă recent de League of Legends și, de exemplu, cred că știa cumva că e acolo. Interesante chestiile astea, are un map knowledge destul de bun și cred că e destul de atent pe hartă. Tot mi-am terminat ideea. Deci dacă te joci mid lane și îți place zona asta sau chiar și suport câteodată funcționează, dar indicat ar fi mid, Annie e un campion pe care ți l-aș recomanda dacă ești începător. E un campion extrem de bun, are mult damage, e ușor de jucat, trebuie doar să înveți un pic de poziționare cu el și range-urile la skill-uri și cred eu că poți să joci cel puțin, nu știu, 30% din nivelul la care joacă băiatul ăsta, care probabil are extrem de multe jocuri pe Annie, dar asta nu înseamnă că nu poți să ajungi și tu acolo. Și uite ce poate să facă, exact ce spuneam, un one shot pe Draven, nu e wow să sară în sus de pe scaun, pentru că știu că face asta campionul, adică dacă i-a prins stun-ul, îi dă extrem de mult damage, dacă îi prinde combo-ul, îi dă extrem de mult damage. Mă aștept la niște faze gen flash ultă pe 3, 4, 5 persoane sau cum a fost aia acolo în boschetele de aici din stânga de unde vedem acum imaginea, aia da, aș putea să zic, uite aici interesant că a luat și dragonul și a și făcut kill. Asta a fost un play frumos. E văzut? Da, era văzut acolo. Uite, pe set n-are chiar așa mult damage. Bine, avea și 2 cu 3 aici. Și Teddy l-ajută să ia un kill. Mă, dar ce muzică ne-a băgat. Cred că mergea un pic muzică mai pe hype. Sau, nu știu. Interesant combo-ul. React, spuneți-mi în comentarii dacă v-ar fi plăcut altă muzică. Uite aici l-a prins pe, a prins-o de fapt pe Samira. Flash insta kill. Mă, dar dă ceva damage ca și campion. Dă ceva, bine, avea 8-1 aici. N-are scoruri rele și dacă joacă în divizia pe care o menționează acolo pe ecran, E not bad. Aici dacă ar fi prins ultă și pe Syndra cumva. Da, a făcut acolo Syndra un sidestep destul de frumos. Dacă ar fi prins ultă și pe Syndra ar fi fost faza wow. Frumos aici, interesantă. Interesantă ulta de la Ashe.
Și uite o altă chestie pe care cred eu că trebuie să o înveți pe Eni, e să-ți controlezi ursulețul. Exact ca și clona lui Shaco, îl controlezi cu Alt, ca să poți să-l muți stânga-dreapta. Și când te îndepărtezi prea mult de el, îți dă follow instant. N-am văzut acolo ce campion era ăla, Camille? Da, Camille era. Aolo, Zoe, fugi! Fugi, băbiți! Nu știu cum nu și-a luat Hecarimul la niciun pic de damage de la Annie până acum. Într-un final bate, dar a rezistat un pic Hecarimul acolo. Încerc să mă uit să văd ce se poate întâmpla. A luat acolo, a fost un mix steal cu protobelt-ul. Uite că poate o să mă joc și eu pe live. Dacă e să mi-aduceți aminte să joc și eu pe live un Annie, mi-a făcut un pic de poftă așa. Cred că e interesant să-l joc pe live. Și vă arăt eu Annie bot sau Keta bot. Poate mă fac de râs. Dar m-am pronunțat acum, îl jucăm. N-avea stun-ul acolo, cred, nu? Dar n-avea stun-ul pe Z. Uite că are și scorul mai puțin pozitiv. Wow! Cred că am văzut câteva play-uri frumoase și din partea colegilor. Frumos trash-ul mai devreme, frumos și lisinul acum. Interesant play acolo din partea lui. Hai să-l vedem aici cum scapă, flash. Bine, pe stun, îi prinde pe amândoi, bine. Un pic al lucky acolo, Syndra. A zice eu și face și kill și first blood. Dar un pic unlucky acolo Syndra. Frumos a gândit-o aici cu protobeltul. I-a arătat poziția lui Ryze. Mamă, se bagă fix între ei, o ultă bună. N-a fost rea. Adică n-a fost rea, a dat-o trei persoane, că se tu apucați de ultimată, nu cred că a luat ulta de la Eni. Au. Easy kill. Și cred că și scapă aici. Pare să n-aibă așa mult de mesetul. Wow! La limită. La limită a fost acolo. Și cred că ăsta a fost, da. Fuh. N-a zice că a fost rău, mi-a făcut un pic de poftă de niște Eni, dar n-au fost cele mai wow playeri, adică nu, ăla din, de pe bottom, mă rog, de la Redul de pe bottom, ăla mi-a plăcut mult. Și având în vedere că ne-am uitat la Eni, mi-a plăcut foarte mult hook-ul lui Trash și combo-ul lui Lissin. Dar da, ăsta a fost și clipul. Încă o dată, sper că v-a bucurat și pe voi vestea pe care v-am dat-o la început. Nu știu câți dintre voi stați până la sfârșitul clipurilor. Vă mulțumesc mult de tot că, repet, ați fost super uniți în perioada asta și că ați încercat să mi arătați că sunteți alături de mine și am văzut asta și pe live și vă mulțumesc mult de tot. Am ieșit, ăsta a fost și clipul, nu uitați să lăsați acolo un comentariu și un like. Vă pup și ne vedem în fiecare seară de la ora 22 cu live-uri și sper eu în fiecare zi în perioada asta cel puțin cu clipuri, chiar dacă poate nu sunt cele mai wow, încercăm să fim activi în așa fel încât să scăpăm de acest shadow ban și să avem un algoritm puternic. Împreună! Hai, v-am pupat! Pa, pa!